a ieșit domnul Burleanu și a spus că nu aveam, că de fapt aveam contract pentru meciurile din baraj la... să-l includem pe Mirel Rădoi la acele meciuri, dar s-a schimbat din cauza pandemiei. Dar cum vine asta, domn președinte? Cum faceați un astfel de contract? Nu, nu. Contractul e făcut bine și din ambele părți. Adică v-ați fi luat și dumneavoastră și între ghilimele țeapa asta? Și eu la fel. Să rămâneți descoperit. Da, ce descoperit? Dar nu puteai să scrii acolo, nu știu, pentru, și pentru meciurile de la baraj. Dacă ne ducem la baraj, e un succes de mai pomenit? Păi dacă nici acolo nu ne ducem, ce ne mai facem? Totuși, vine și spune, nu negociem cu nimeni, gen așteptăm până în ultimul moment. Păi asta e seriozitate, bravo lui dacă a zis asta. Păi a zis, dar îl credeți, adică îți permiți? Că dacă păi își menține să... Mirel Rădoi, păi decizia nu... să plece, ce faci? Te trezești în seara asta că mâine trebuie să începi să suni? N-ai destui antrenori pe la diferite loturi? Iei unul de acolo, mare brânză. Păi și ce l-ați vedea pe Bratu? Păi de ce nu? De exemplu? De ce nu? Bratu sau Bogdan Lobonț? Bratu este un foarte bun antrenor. Lobonț, acum se face și el. Florin Bratu la echipa... De ce nu? Marea României. De ce nu? Păi în condițiile în care dar noi sunt, urlăm sunt peste și, tot sunt că și, vrem olăroiul, vrem... Sunt și arbitri cu o vârstă mai înaintată, care, de exemplu, Pițurcă. Păi cum? Pentru cele două meciuri eu pe Pițurcă l-aș spune. Păi și vine Victor Pițurcă pentru două meciuri, de așa? De ce să nu vină? Dacă federația îl plătește cum trebuie. De ce să nu vină? Sau chiar... Iordănescu, al bătrân, sau de două meciuri. Sunt destui. Care... Păi eu mai vrea domnul Angel Iordănescu să mai... De ce nu? Ce? Prea această funcție? Păi că păi ce are viitor... probabil vrea să-i lase drum liber lui Edi. Are viitor un cocoașe, poate să... La vârsta lui mai poate să ducă două meciuri.